Bună dimineața! Este o deosebită plăcere să vă avem din nou în acest spațiu de întâlnire și de conferință în institutul nostru pentru a prezenta o nouă etapă de cercetare sociologică de durată pe care institutul nostru a gândit-o în cooperare cu CSOP. Ca și data trecută, suntem foarte onorați să avem alături de noi o serie de instituții cu un rol privilegiat în cercetarea și valorificarea memoriei trecutului recent. Și avem aici pe doamna Germina Nagâț, care reprezintă Consiliul Național pentru Studierea Cibersecurității, și pe domnul Dorin Dobricu, directorul Studiilor Naționale. Într-un cuvânt, cred că este o inițiativă care privește durata lungă, privește politicile de educație și maniera în care statul român trebuie să imagineze strategii pentru a se face inteligibil și accesibil unui public care poartă încă marca deceniilor de regim comunist. Cred că este de asemenea important să ne ferim de concluzii privite, să nu transformăm aceste rezultate cantitative în forme de judecată calitativă, pentru că nu avem elementele necesare pentru a face extrapolări. Și cred că este important ca statul român să se raporteze cu o anumită seminalitate și cu o anumită viziune de durată la elementele pe care actualul sondaj le expune. Eu le mulțumesc încă o dată colegilor noștri care s-au ocupat de această inițiativă, mulțumesc colegilor și partenerilor de la CSOP, precum și colegilor de la CNSAS și Archivele Naționale pentru prezența lor. Și o să-i predau microfonul domnului Bogdan Cristian Iacob, secretarul Consiliului Științific de la ICCM, care va face oficiile de gazdă și de moderator. Vă mulțumesc și, deși suntem un stat în care separația față de biserică este general acceptată, eu am să îmi permit totuși să vă fac o urare de Crăciun fericit cu anticipație și să aveți un an 2011 mai bun decât anul acesta și cu energiile care vă vor permite o desfășurare a activității pe măsură. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru faptul că ați venit la conferința noastră de presă. Evenimentul se va desfășura în următorul fel. Reprezentanții CSOP vor face câteva apreciări generale asupra sondajului. Apoi, subsemnatul și domnișoara Luca Grosescu, directoarea Departamentului de Politici Publice, și partenerii de ICCM, vom exprima opinia institutului pe baza rezultatelor. Apoi, doamna Germina Nagâț, în partea de CNSAS, și domnul Dorin Dobricu ne vor spune câteva cuvinte la rândul lor legate de sondaj. Apoi, vom fi bucuroși să luăm orice fel de întrebare din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bună dimineața! E o onoare și o plăcere să aflăm alături de dumneavoastră astăzi. O mică aducere la cele spuse de Bogdan. Sigur, noi o să vă prezentăm rezultatele sondajului realizat în octombrie. Principalul să prezentăm prezentarea rezultatelor pentru că am reușit în sondaj. În măsura în care este posibil, sigur, să încercăm să și interpretăm, să căutăm explicații. Bineînțeles, rolul acestora revine celorlalți invitați și probabil lucrurile sunt un pic mai complicate și trebuie să stăm și să analizăm numai în profunzime acele parte pentru a ne putea lăsa niște concluzii categorice. Ok, însă pentru început o să vă dau câteva detalii legate de metodologia cercetării. Facilitatea... Dacă nu vă supărați, puteți să trageți microfon mai aproape și să stați mai relaxat, pentru că dați destul de... Ok, o să iau microfonul meu. Problema este... Ideea e să vorbiți în microfon. Ok. Din punct de vedere
pedagogii colegii alaturilor se desfășoară la sfârșitul lunii octombrie. Până și-am contat aproximativ 1000 de persoane. Marja de eroare aferentă a acestui eșantion este de aproximativ plus din 3%. Datele au fost ponderate în funcție de referințele statistice de la INSS. Referitor la modul în care populația se raportează la ideea comunismului, această întrebare a fost reluată, a fost prezentă și în valoarea cercetării. Rezultatele obținute validează ceea ce am mai prezentat. Avem un procentaj mare, aproape jumătate din populație care consideră că puteam vorbi despre comunism ca o idee bună, dar prost aplicată. În același timp, avem și o destul de importantă pondere a populației care nu se convinge referitor la această afirmație, la această întrebare, aproximativ 10% din persoane care nu știu sau nu pot să răspundă. O să revenim la slide-ul referitor la rolul statului, pentru că te duci la slide-ul contra. Referitor la percepția față de instaurarea regimului comunist în România, am obținut o pondere egală a celor care consideră instaurarea regimului ca un lucru bun față de cei care consideră instaurarea regimului ca și un lucru rău. Cele două chestiuni, raportarea la ideea de comunism și raportarea la instaurarea regimului comunist în România, a trebuit cumva plecate împreună și interpretate împreună. E important, scuze, ponderea celor care nu știu cum răspund la această întrebare este mult mai mare. Deci vorbim despre un sfert din populație care nu se pronunță în legătură cu această chestiune. Referitor la rolul, cine a avut rolul principal pentru instaurarea regimului comunist. Aproape jumătate din populația atribuie acest rol Uniunii Sovietice. Cei care consideră instaurarea regimului comunist ca fiind rezultatul unor factori intern sunt aproximativ 20%. Deci avem 70% care atribuie Partidului Comunist în România rolul hotărător și 4% care atribuie populației rolul hotărător în ceea ce privește instaurarea regimului. Din nou, un procent important de nu știu, nu răspund, deci aproximativ un sfert din populație se pronunță în legătură cu această chestiune. Referitor la problema beneficiilor la problema avantajelor de care beneficia nomenclatura, un procent important din populație recunoaște faptul că nomenclatura beneficia de privilegii în comparație cu majoritatea populației. Referitor la problema suferinței, sigur, probabil că acest rezultat va da naștere la foarte multe comentarii. 80% din
persoanele tare că nu au avut persoanele cetăriile pe urmă de cinci comunism. Dintre cei care au avut de suferit, deci vorbind de 10% care au avut de suferit, la întrebarea în ce a constat această suferință, pe primul loc au fost identificate privațiunile materiale, sigur, urmează limitarea libertății de exprimare, limitarea libertății de credință religioasă și așa mai departe, dar cred că e semnificativ de rețin privațiunea materială pe primul loc, în ceea ce privește libertința. Tot apropo de suferință și de represiune, cea mai mare parte a populației, vorbim de 94%, nu identifică faptul că în interiorul familiei rudele ar fi avut suferit și ar fost acuzate de poliția politică. Cine a avut rolul principal în ceea ce privește represiunea? Instituția Securității este principalul actor politic semnat, cum ar putea 50-60% un procent important din populație identifică securitatea ca principal responsabil. Bineînțeles, cu procente important interesat de instituția miliției și partidului. Ok, o să revin sau eventual poate putem discuta la sfârșit despre această chestiune și în rolul statului, pentru că eu cred că e o problematică care trebuie cumva desprinsă de